ultimii rezile ale lui decembrie 1947, România a fost vizitată pentru prima oară de președintele iugoslav, Josip Broz Tito. Nu se știe sugestia cui a fost să-i se dăruiască un tablou. Cei doi prim-ministri trec în revistă garda de onoare. Să trăiți, Ionescu la telefon. Ce dracu nu răspunzi, pe unde umbli? Înțelegi tot ce vă vezi cu tovarășul Tito? Ah. E Sfântul Petru. Băi, ești prost? În primul rând că nu e niciun tovarăș Tito. E Tito Călău. Dar nu înțeleg nimic. Nu e treaba ta să înțelegi, ai înțeles? Pornește o solie, tot ce știu eu mai bine, este rău și ție. Duže, majore, nesreća. Polako, kakva nesreća, Plavić? S onom rumunskom slikom. Da. Svi su videli, jao, da obavestimo druga Rankovića. Polako, Plavitiću, smiri se, o čemu da ga obavestimo? Despre cele întâmplate am aflat de la Spasici. În Iugoslavia, datorită ție, Tito a aflat că-l spiona Rankovici.